Pentru că Moș Crăciun îi vizitează în această perioadă pe copiii care frecventează cursurile școlare, nu putea lipsi nici de la Brâncoveni. Moșul a sosit încărcat cu daruri pentru cei 201 copii din unitățile de învățământ din comună. Primăria și Consiliul Local Brâncoveni și o societate slătineană au fost ajutoarele moșului, aducând câte două plase pline cu surprize pentru fiecare copil. Apropierea nașterii Domnului aduce magia sărbătorilor și pentru persoanele instituționalizate. Bucuroși să-l primească pe Moș Crăciun au fost azi beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență Șopârlița, ajutoarele moșului fiind autoritățile locale. Printre mesageri s-au numărat și edilii Marijana Trepădu și Lucian Trașcă. Beneficiarii centrului au pregătit un moment de dansuri specifice acestei perioade de sfârșit de an. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că nu se modifică structura anului școlar și că elevii claselor de gimnaziu și liceu vor reveni în bănci pe 3 ianuarie. Potrivit ministrului, pierderile mari din educație trebuie recuperate prin zile de cursuri și nu de vacanță, iar vacanța de iarnă nu se prelungește. Clasele din învățământul preșcolar și primar vor reveni în bănci pe 10 ianuarie. Următoarea vacanță va fi cea de Paște, între 15 aprilie și 1 mai. Dacă din data de 25 noiembrie 2021 noua versiune a dosarului electronic de sănătate a funcționat în regim de testare, în condiții de maximă siguranță a datelor cu respectarea confidențialității informațiilor medicale pe care le cuprinde, începând cu data de 15 decembrie, DES are toate funcționalitățile testate și disponibile online. Titularul are controlul absolut asupra accesului la propriul dosar. DES poate fi accesat de către medici cu acordul pacientului. Până în prezent au fost constituite peste 13,3 milioane de dosare electronice. După pauza pandemică, anul viitor se vor organiza din nou circa 30 de olimpiade școlare, fiind vorba despre cele care au și o fază internațională. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a precizat că lista acestor olimpiade nu este încă definitivată. Acest lucru urmând să se întâmple până la finalul acestui an. În 2021 au fost câteva olimpiade organizate în mod independent de minister, cum a fost cazul celor de matematică, fizică sau chimie.